pe plus 500, drumul este chiar în sat, chiar în centrul comunei, puteți să spun, și era foarte plin de gropi. Dar acolo mai există o situație, și anume, acest drum este cuprins și pe lista de investiții și noi am sperat ca până la această dată să fie finalizat proiectul tehnic și să avem și autorizație de construcție și să nu mai facem reparații, să mergem direct pe investiții. Ori acest lucru se pare că nu se va întâmpla și atunci rugământ sau amendamentul meu este ca să mergem de la kilometru 12 plus 500 la kilometru 22 plus 700 cu plombe și covor și ce mai este acolo. Să nu mergem numai prescriptiv pe 15 plus 217 500 și să mergem pe întreg drumul județean 151C.